cred că Cosmin a fost... Mi-a provocat această dorință. Până la Cosmin, care erau dorințele tale? Ce țeluri aveai? Nu știu, să am și o relație de lungă durată, să... cineva să-mi dea atenție, să mă drăgălească, din astea. Și în afară de persoana a doua din viața ta, de tine strict și de viața ta, tu cu tine. Poate aș fi vrut să mai continui cariera mea. Bun. Dar asta nu înseamnă că nu pot continua și... Normal. Că vrei asta. Da. Dar până unde te vedeai? Cum te vedeai? Sincer, nu aveam niște gânduri anume, pentru că de-abia terminasem școala, liceul, în vara asta și nu mă concentrasem foarte mult să mă gândesc la ce să fac pe parcurs. Dar, cu siguranță, gândul după ce am terminat liceul a fost să văd de carieră și să am și în același timp pe cineva apropiat mie, să mă sprijine, să mă... Să nu te înșele, să nu te supere, să te drăgălească, să. Da. Pentru că, într-adevăr, atunci când ai fost în Camera Roșie cu Robert și te-a întrebat despre familie și gânduri serioase, câteva, două, trei întrebări mai serioase, și noi ne minunam de ce Robert îi adresează Ștefaniei aceste întrebări, ne uitam și ziceam, măi, Robert, uite-te la ea care are 19 ani, cum poți să întrebi așa ceva? Dar tu atunci ai spus că e prea devreme să te gândești tu la așa ceva. Da. Pe parcurs mi s-a mai schimbat. Da, că de asta și supărat atunci. Da. După Camera aia Roșie a fost așa. Da, a fost foarte supărată, da. Că îl plăcea pe Robert. Strict fizic. Și a trecut instant. A zis, nici nu vreau să mai aud de el, să nu se mai repete această Cameră Roșie. Nu l-ai întrebat în ce filme e. Nu. Știai, păcat. Te plica. Dar iată că Cosmin te-a făcut să simți lucrurile acestea legate de familie. Da. Asta e foarte important. Da, foarte nu bine. Spun că acum când ieșim, gata, totii, da. Dar el mi se pare, el este persoana care în momentul de față mi-a dat siguranța aia pe care eu aș vrea. Tu ce vârstă ai, Bogdane? 22. De ce aveam impresia că ești mai mare? Nu știu. Poate pare așa ți-am lăsat de... Dar și aveam impresia că ești mai mare ca mine. Pare mai mare, da. Pare mult mai matur. Tu ești cel mai mic? Din casă, nu știu. Antoni are 21. Băieți? De la băieți, cred că da. Antoni are 21. Sau tu? Eu am 24. Păi și nu ești ca la 20, frate, ca la 19. Bă, frate... Îți dorești ceva de la viața asta? Da, dar uite, eu am început să-mi trăiesc viața așa de nebunie, de pe la 14-15 ani deja am luat-o rândeaua. Dar eu m-am tatuat la 13 ani, ca să zic, frate, așa. Da. Că eu la 19 ani eram copt, cât de cât să știi. Nu eram sub aripa lui mami sau la... Da, mă, dar... Nu, și eu la fel, am plecat la 5 ani la București. Și eu am plecat de acasă singur la 14 ani, 15 ani. De plecat, cu toții am plecat de la o vârstă fragedă, da. Dar ca băiat e altceva, e frate. Ca fată mai... nu există. Patrick, la 18 ani, mă gândesc că nu-ți făceai planuri de viitor, să-ți faci familie, să-ți faci copil. Nu, dar poate am momente în care și acum mă gândesc că, bă, poate n-aș face chiar într-o lună, două, cinci, o găsesc pe o fată și gata, direct. Dar în timp? Da, dacă trec vreo 2 ani, 3, da, păi ce să mai, gata. Și-s mulțumit de ea și pui mei. Gata, facem. Mama ta ce spune legat de relația voastră? Îmi place foarte mult de Cosmin și... Ce-i place la el? Ce-ți spune? Că știe să îmi fie mereu alături și să vede că este un băiat serios, educat, ceea ce și-a dorit mereu de la băiatul de lângă mine, să fie educat și să mă respecte, pentru că a vrut să-și dorească pentru mine ceea ce ea oarecum... Nu a avut. Și asta. Și vrei să îndeplinești această dorință? Vrei să o știi pe ea fericită? Nu numai pe ea, bineînțeles, în primul rând mă pun eu pe primul plan și sfaturile de la ea sunt binevenite, bineînțeles. Te-ai emoționat. De ce? Nu. Vai. Doamna Andreea, când vă uitați la mine, vine să plâng și mai mult. Nu mă mai uit la dumneavoastră. Mă uit eu la tine, pot? Da. Uită-te unde vrei, eu mă uit la tine. Asumat. Da. O să faci alegerile în viața ta
în funcție de ceea ce ți-ai dorit să vezi în familia ta? Da. Crezând că poate așa o să fie bine. Indiferent, și Cosmin și fără Cosmin, vorbesc, eu mă raportez doar la tine. Singur venim, singur plecăm, singur decidem dacă suntem fericiți sau nu. Apropo, da, de țelul tău în viață. E superb asta, să fiu fericită. E, asta e tot ce contează, nici mai contează cum. Nu, nu cred. Eu am crezut că cine știe ce s-a apărut, vreo ceartă ceva. Stefania plânge. Plânge? Stefania. Unde plânge, mă, că nu plânge? M-am plânge. Dus sus pe scări. Da? Da? Și cumva... Că nu e înțeleasă sau ce? Nu plânge, mă, unde plânge, mă, frate? Da, mă, plânge. Da, mă, se vede pe ea. Dar te-ai întâlnit cu ea azi? Nu. Că e supărată. Uite că-i tremură gura, bă, săraca. Cred că-i doamna Andrei acolo, așa-i? Da. Mm-hmm. N-auzi. Îi dă sfaturi acum dacă zâmbește. Dar, indiferent de ceea ce se întâmplă în viața ta, tu alegerile le vei face în funcție de ceea ce ai văzut în familia ta și vei alege așa nu. Exact. Indiferent dacă, nu știu, te îndrăgostești de un băiat care nu e tocmai serios sau nu e tocmai cu minte, o să fie interzisă acea relație în mintea ta. A, da. Chiar dacă ai fi fericită lângă el, poate. Da, pentru că știu că nu mi-ar oferi ceea ce îmi doresc eu. Liniștea. Liniștea pe care nu ai avut-o. Dar care e situația ei cu familia ei? E complicat. Vrei să ți-o construiești pe mai departe. Are situații? Este, da, ceva absolut normal. Să știi că se poate. Nu este imposibil. Nu ești singura. Ăstea sunt de la încrederea lui Cosmin. Știi, nu? Cum? Treburile astea sunt de la încrederea lui Cosmin. El nu i-a dat încredere. Acum e vorba de familie. Dar nu știi nici ea ce simte. Nu știm nimeni ce simte ea. Sunt foarte multe fete care efectiv și-au dorit să-și construiască în viața lor liniștea și mediul de care nu au avut parte atunci când trăiau cu părinții. Este absolut normal. Multe au reușit, multe nu. Pentru că se spune că tindem să alegem ceea ce vedem, cu ce suntem obișnuiți, cu ce ne este familiar. Da, eu încerc să stau departe. Măi, eu nu contez faptul că nu sunt îndrăgostiți unul de altul. Și Ștefania e îndrăgostită de Cosmin. Dar nu așa. Rău. Probabil diferă modul și îndrăgosteala asta e de mai multe tipuri, văd că anumiți oameni. Nu știu. Eu n-aș putea să o văd pe Julie spunând ce a spus Ștefania niciodată în viața asta, Robert. Mai lasă-mă, da, frate. Corect. Nu ți-e teamă că cel mai mare rău este întruchipat de cel mai mare frumos? În cel mai mare ceva frumos. Liniștea nu e mereu fericire. Chiar nu e. Da, măi, dar e vorba de experiență, e vorba de... Și vârsta, ea a spus că... Dacă e să ne luăm după ce zice ea, ea e, are 40 de ani acum, are 19. La 19 ani ești că e sub aripa părinților, dacă păi sunt, da, să luăm normal. Păi da, normal. Deci nu știi cine ești tu cu adevărat la 19. Da. Nu ți-e teamă? Ba da. La o anumită glumesc, vârstă poate. Glumesc. Depinde de starea pe care o ai. Poți să fie și la 10 ani, poți să fie și la 15, poți să fie și la 30. Când ai nevoie de liniște, ai nevoie de liniște, punct. Indiferent de ce vârstă ai și în ce perioadă a vieții. Deci nu vorbim de liniște, vorbim de altceva. Vorbim de faptul că tu te temi foarte tare să nu alegi greșit. Da. Și vrei să fie liniște și bine. Nu cum... Haos. Da. Dar mai ai atât de multe lucruri de experimentat, de învățat. Tu nu ți le dorești acum. Nici nu le cunoști.
în doar câțiva ani de zile vei fi alt om. Vei avea alte priorități. Da. Îți vei dori alte lucruri. Cu totul și cu totul alt om. Te vei maturiza. Și încet, încet vei deveni femeie. Vezi? Asta îi spuneam eu lui Patrick în grădină. La 19 ani vezi viața cumva. De la 20, 22, 23 vezi lucrurile, viața. Da, clar, frate. Când, nici dacă vrei să rămâi cu gând, dacă ți-l pui în cap, să sau dacă vrei să rămâi tu la 30 de ani cu gândirea de la 19, n-ai cum. Nu poți. Pentru că întâlnești alți oameni de la an la an, care îți schimbă perspectiva vieții. Normal. Asta n-am zis niciodată, că nu să se schimbe toate lucrurile astea. Toate lucrurile. Cu siguranță. Nu ai trăit tot ce se putea trăi. Ai trăit tot ce ți-ai dorit tu să trăiești. Da. Adică nu ți-ai pus stop la nimic. Asta e una. Dar nu ai trăit tot ce se putea trăi și nu ai experimentat tot ce se putea experimenta.